salut prieteni, ne-am întors cu al treilea episod din emisiunea noastră, din show-ul nostru, de fapt că nu e o emisiune, e un show, un reality show. Așa cum v-am promis astăzi, alături de Vladi, nelipsit, my assistant, avem un invitat special, un bun prieten al meu. Nu o să vă spun prea multe despre el. Este un băiat care m-a impresionat cu appearance-ul lui, cu povestile lui și aș vrea să le împărtășească și cu voi. Deci, așa cum vă spuneam, invitatul nostru de astăzi este Ion Radu Cornel, Ioane. Salut! Salut! Bine ai venit la noi! Ce faci? Ce să fac? Uite, nu m-am trezit de mult, cred că am o oră de când m-am trezit. Am fost aseară puțin plecat. Nu stau să mă perez de tine, am băut un șpriț. Așa? Da, și m-am trezit puțin mai greu. Voi, ce faceți? Ce să facem? Uite, stai că n-am dat drumul la microfon și asta contează foarte mult. Ce să facem? Uite, te-au chemat la o discuție. Îmi pare bine că ai venit, ai răspuns pozitiv. Da, mare dar. Așa? Și ce o să facem? O să discutăm? Discutăm. O să gătim ceva, o să învățăm. Facem și de mâncare? Facem de mâncare. Ți-e foame? Mi-e foame. Așa. Vine de pe front. O să-mi pun și niște cei din ăsta, dacă nu te deranjează. Stai niște, de ce? De lămâie? Da, de lămâie, de tei cu lămâie, da. De tei cu lămâie, ce-mi place. Nu, că oamenii știu că eu consum ceai. Da, mi-o de obicei vă sunătoare, de-aia te întreb. E bun și de sunătoare. Eu sunt cu sunătoare, cu de-asta mai greu. Dar e de ăsta, ca copiii n-au voie. Vladi, să uite, ar vrea și un ceai, dar nu de ăsta. Dar la pentru copii cum ar fi? Vladi e aici ca să mai traducă câteodată pentru foarte noi. Foarte bine. Știi că eu nu prea știu engleză așa multă. Da, nici nu prea mă descurc. Mie mă descurc mai bine de față de când am venit. Da? Am educat. Așa, păi hai să vedem. Cum ai aterizat după aici prin Anglia? Vladi, cum ai aterizat prin Anglia? Am aterizat la noroc. Am venit aici în 2015. Vorbeam foarte mult de engleză. Știam aproximativ 3 cuvinte. Așa. Da, vorbeam yes, no și dog, atât aveam eu vocabular. Yes, no și dog? Da, frate, știam de la televizor, de dog, n-am de mai și mai prins yes, no, oricum vine cu așa, cu common sense. Deci acum vorbesc academic, cu common sense. Da, 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 păi nu că, eu le-am spus la oameni, știi că... Te învață viața când ai ce să faci, știi? Și am venit în 2015 și am început să lucrez în bar, știi? Început să lucrez în bar. În pub? Nu, în hotel. Dar stai puțin, cum am ajuns? Printr-un prieten. M-a întrebat, vrei să vin în Anglia? Eu eram fie să vin în Anglia. De lucra aici? Da, lucra aici, știi, era un fel de supervisor la un hotel și... De la tine de București? Da, vrei să vin în Anglia? Zic, da, vorbește engleză. Zic, da, sunt bine pe engleză, știu eu ca să vin, știu, nu știam nimic. Și mi-a spus, te sună un manager de-al meu, mai, mai sus, și o să ai un interviu cu el în engleză. Pentru că aminti și acum, eram în tramvai în 21, mă duceam spre Tristor și mă sună ăla. Îți dai seama cu engleză, era așa, aveam o engleză, nu înțelegeam aproximativ nimic. Și am aflat eu de pe internet, am scris și am băgat-o pe aia, I don't have signal, știi? I don't have signal, dar duceam și eu între timp, mai băgam un yes, no, îl aruncam și pe toga acolo, știi, între ele. Cu dogul. Îl băgam și pe toga acolo, nu știu ce am făcut, cum l-am vrăjit, că am luat interviu. A stat tovarășul meu, m-a sunat, gata, m-a venit două zile, eu pregătit. Am luat biletul, peste două zile am decolat, știi? Decolat am ajuns. Rapid, așa. Da, frate, am ajuns la înghetul ca aici. A venit băiatul, m-a luat, pe drum tot îmi zicea, vezi că să te mai întreb ăsta în engleză, zic, bă, frate, mi-ai să zic ceva. Ce, eu nu știu, frate, în engleză, știu trei cuvinte. Mă, de ce nu mi-ai zis, mă, da, nu, acum n-ai ce să mai faci, știi? În fine, am lucrat prima oară pe bar cu el, l-am vrăzit iar pe ăla cu el, nou, tu, era ai două pe singur și ce mai știu pe acolo, am înțeles și ăla că nu știu, era timpul deja din scurt, nu mai putea să mă trimit acasă, știi? În fine, am ajuns în bar, am stat cu el 2-3 zile, am învățat mersul în bar, că până la urmă sunt lucruri care le prinzi din timp, dacă te întreabă. Dar nu mai lucrați niciodată în bar. Ba da, frate, toate lucrurile lucrat în bar. Eu lucrat ca barista și ca bartender. Deci eu eram familiar cu ce se întâmplă, știi, în bar. Asta mi-a făcut mai ușor să mă impun, chiar dacă nu știam engleza, știi? Și na, știi lucrurile astea de basic? Can I have a beer? Îmi dădeam seama, bă, asta e bere. Can I have this? Can I have that? Știi? Le dădeam. Numai că englezii, ei, dacă merg foarte mult pe customer service, e o chestie asta de politețe. A, nu neapărat, o atitudine așa. Nu, dar țin foarte, foarte mult accent pe chestia asta de politețe, știi? De politețe, da. Dar, care noi nu avem în cultură. Nu neapărat că nu aveam. Nu avem, hai că la noi nu se zice please la orice... N-ai uneori, de exemplu, hai să întreb o chestie, n-ai uneori feeling-ul că atunci când vorbești în română și zici cuiva te rog sau mulțumesc, te înjosești? Bine, asta depinde și... Ai uneori chestia asta? Da, am asta, dar oricum, depinde și de mult. Eu chiar am fost crescut cu chestia asta.
Dar eu nu puteam... Da, dar totuși o ai așa, adică dacă unul e inferior ție, să-i zici mulțumesc, zici, bă, doar după aia, sau... O ai. Mai zici tu, te rog și nu știu. Dar pe mine nu m-a împiedicat chestia asta, cel mai rău m-a împiedicat faptul că nu știam engleză și chiar dacă încercam să fac politeza necesară... Da. Și nu știai când să faci. Avem exact. Bariera aia, știi, care mă stopa și pentru chestia asta primeam complainuri zilnic, știi? Barmanul de acolo nu făcea aia, nu trecea aia, nu vorbește engleză, nu e nu știu cum, nu e nu știu ce. Și a venit ăla la mine, managerul meu, să ai o săptămână să înveți engleză. Vreau să zic, păi frate, mi-a trebuit 24 de ani să văd engleză, crezi că învăț în 7 zile. Păi și m-am ambiționat și în fiecare seară am început să mă uit pe YouTube. Mi-am comandat niște cărți de engleză și am... Dar ai făcut engleză la școală nimic? N-am făcut, am făcut spaniolă, eu vorbesc foarte bine spaniolă. Da, vorbesc la perfect spaniolă, am făcut servante din timp spaniolă. Zi ceva în spaniolă, dar... Hola, cum stai? Muy bien, gracias, ¿y tú? Bravo! Așa. Și m-am ambiționat și am început cu basic-ul. Hello, how are you? Bam, 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 bam. Și am învățat o chestie. I-am dat pe Google Translate și am zis, bă, de fiecare dată când vine un client la bar, eu trebuie să-i spun chestia asta. Eu nu știu, bună ziua, ce faceți? Spun în română, spun în engleză. Bună ziua, ce faceți? Îmi pare rău, sunt nou și eu nu prea mă răscurc pe engleză. Dar cu un zâmbet frumos, cu chestia asta de politețe, știi? Păi și de când am început să fac chestia asta, oamenii au apreciat chestia asta. Și au început ei, de la ei veneau, știi? Hai să te învăț cuvântul ăsta. Cuvântul ăsta înseamnă cu tare, cuvântul ăsta înseamnă cu tare, cu tare, cu tare. Și începeam să vorbesc cu ei. Bă, și am început să prind, da. să prind ușor, ușor. Am stat 4 ani la hotelul ăla. 4 ani? 4 ani, da. Și am zis, hai să mă mut în oraș cu prietena mea, știi? M-am mutat în oraș. Ai, erai cu Levin. Da, 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 da. Era cu staff acomodat și îmi plăteam 150 de lire pe lună și aveam și 3 mese pe zi, știi? Băi, ne ferească Dumnezeu ce mese, că n-am mâncat altceva în 4 ani decât fish and chips și chili con carne. Nu mai puteam. Mie nu știu. Păi da, dar îți place că nu mănânci odată la săptămână, dacă nu-l bagi din fiecare zi. Azi, apropo de mâncare, scuze-mă că te întrerup, azi o să și gătim. Ți-am zis? Bine, da, bravo. Facem ceva, uite, ne ajută și Vladimir. Vladimir, mare drag. Ajutorul, mare drag. Știi ce facem? Facem saltimboca a la romana, să numim. Mamă, ce asta e? Grea, nu știu, apar, nu. Saltimboca, cred că... Păi da, tu știi spaniol, ce înseamnă? Eu am citit pe internet, spun zice. Da, asta e, sună mai mult în italiană. Italian, e din Brescia, din zona de Brescia. Deci, înseamnă sare direct în gură, ceva de genul, adică gata de mâncat. Pret-a-porte, dacă vrei. Perfect. Înțelegi? Dar bine, nu e chiar gata, că trebuie să fac eu un proces așa de pregătire, îți arăt imediat. O să aduc carnea, te duci tu și aduci Vladic carnea să-i vreau la oameni. Da. Și între timp cât Vladic gătește aici, noi mai stăm de vorbă și mai... Da, 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 cum are să iei și prosciutto. Ce? Prosciutto. O să-ți. Deci asta cum se pregătește? Dacă îmi dai 2 minute, păstrează-ți ideea. Da. Am rămas la... Nu e de ideile, dar mai multe. Ideea asta e ca să nu ți-o da, da, da. Am rămas la hotel, la ce mâncai și așa mai departe. Da, da. Ai hotărât să te mulțești. Uite, asta e carnea. Foarte tare. Uite, eu folosesc cotlet de vită. Asta o folosim la aduci o carne, unde e ciocanul tău? Ciocanul. Să vezi cum facem. Asta e foarte bine. Asta lasă. Asta se pune la sfârșit, pune la aici. Asta e prosciutto. Și avem aici niște scumpituri din astea. Asta faci ce ta pe frigăruie, nu? O baci. Nu, o să vezi imediat, e un proces. Cuțitul nu neapărat. Da, lasă-l aici, poate nu mai trebuie. Pune peste prosciutto când are. Și ăsta, Dadi? Ok. Da. Ce e acolo? Unt. Ăla e unt? Nu, ăla lasă-l acolo. O să îi explic că nu trebuie să arătăm la cameră untul și așa de fapt. Decât arătăm procesul. Deci tăiem niște felii. Bineînțeles, ne-am spălat pe mâine înainte, dar asta nu mai filmăm. Așa, tăiem niște felii de cotlet. După care, mai subțirele așa, după care Vladi o să le bată un pic cu ciocanul. O să facem un pic de noise. Trebuie să muți cuțite, să nu cadă. Nu cadă. Lasă-l aici, pide. Uite așa, hai toate. Vreau să mută mai în față că. Așa, o să fac un pic de noise. Deci punem o folie deasupra ca să nu sară carnea pe tot, înțeleg? Da. Vezi? Dacă pune așa să ia toată carnea pe șocare. Punem o folie, ia o. Ăla e aproape gata, noi le-am preparat un pic. Ajunge asta, tată. Înțelegi? Ca să vezi dacă e bine, uite cu nerte, uite așa în asta și da, vezi? Da. O vezi prin ea. Uite aici, de exemplu, mai trebuie un pic. Vezi aici? Aici. Mai dai 2 ciocane, da? Ăsta e perfect. Cam așa trebuie să arate. Cam așa trebuie să arate bucata de, ca de carne. Da. O punem aici deoparte și continuăm cu următoarea. Așa cum am spus noi, deși am promis că nu o să preparăm nici la... Nu pot să filmezi, știi, că zic, deja facem un faptul de live, ca să faci totul până tai carnea, până o scozi din ambalaj, până nu știu ce, pierzi la timp și nu are cum să vezi pe omul la ce. Poți să dai mai tare, tata, acolo, unde e
Da, dar nu să treci pe partea cealaltă, că nu mă ascunde așa. Dă-i, dă-i, dă-i putere. Dă-i putere, că n-ai resistență. Așa. Gata. Ok, nice. Ia să vedem. Este aproape bine. Azi fie și mai groasă, n-are nimic, că nu facem de restaurant. Asta e bine. Uite, pe asta să mai bați un pic, da, pe partea asta. Așa. Nu știu cam asta ce e cu ea. Eu care-mi goală. Așa dacă poate. Ok? Ia să-i puțin. E nevoie de bună de bărbat. De smart 2, bravo. Așa am uitat. Uite, tati, ia uite ce bine. Uite-o. Arată bine, nu? Treabă bună, nu? Mai ți-e rău de băutura de aseară? E foame. Păi de-aia zic. N-are cum să mai fie rău când fac ceva de mâncare. Eu o să mă laud, o să vezi. Să știi că eu am și... Well done. Așa, ca să spune și în engleză, asta e puțin cam groasă. Sper să o răzbească. Asta e bătută ca lume. Da. Sper să o răzbească, Vladi, dacă nu uite ce face. Știi ce-i face, uite. Îi luăm un pic fiorița asta. Mă mai subțiu cum așa. Then you take the skin off of these ones. Pardon? Then you take the skin off of these ones. Păi, alea nu aveau skin. Dacă nu aveau skin, ce se refacă? Te iau un pic așa. Uite skin-ul, am luat skin-urile. Înainte. Nu asta unde sunt, da? Uite așa, da. Pac. Ia uite. Eu, de să știi, totuși, mie îmi place skin-ul ăsta de la bif. Să știi. Mie îmi place mult de la bif ăsta, mi se pare prea gras când pune bif. Da, mie îmi place, are un gust așa, deși nu e sănătos, știi? Uite, ești de acord cu mine că tu ce e bun, nu e sănătos. Da, frate. Ha? E legea asta. Ce părere ai de, dacă zic asta, referitor la femei? Parcă că e referitor la oricine, știi? Că toată lumea ar mânca mere, pere și căpșuni și toată lumea... Dar pe femeie unde mânca de zi? La ce e bun sau nu e sănătos? Păi că la ambele. Să fim acuzați de sexism. Dar nu vreau cum să vorbim filozofic, noi suntem filozofi. Asta nu e jos? Nu, grăsimea o las că mi-e place, o să mănânc eu pe aia cu grăsimea. O să mă bateți pe aia. Aia trebuie să-i dai ca nume, Vladi. Dă-i. Să-i dai cu bărba mea. Radu! Da, de ajuns, eu zic că e de ajuns. Radu, când o să pleci aici, o să știi să faci și tu un fel de mâncare, vezi? Da, frate, da. Înțelegi? Knowledge. Păi da, nu e bine? Păi da, cum să nu? Că tu ziceai că ai mâncat de fish and chips. N-ai mâncat de... Era 4 ani, după aia m-am mâncat de la bine după ce am plecat de acolo. Am stat un an și ceva în Craiova și am gătit și un... Dar Saltimboca n-ai mâncat? N-am mâncat Saltimboca. Andreea, ai cum am vrut sopte, rog? Eu nu știu ce. Avem aici pe Andreea, care ne asistă, e asistenta noastră, zi, ne asistă. Saltimboca înseamnă, e echivalentul a pret-a-porter, gata de mâncat. Da. Sare direct în gură, e traducere multe în locuri, dar am citit și eu pe internet. No, no, nimeni n-a inventat gaura asta cu fric, nu eu am. Nu am inventat eu felul ăsta de mâncare. Asta l-a inventat alții mai deștepți decât mine. Da. Dar eu o să-l particularizez, pentru că nu o să fac o rețetă tradițională citită de undeva, eu știu așa mare. Uite, fii atent. Eu fac uneori, fac niște exerciții din astea. Mă duc la restaurant, comandă mâncare și încerc să o imit acasă, dar numai pe gust. Gen să o reproduc. Să o reproduc, dar nu întreb ce e asta. Da. Ce conține sau pur și simplu încerc să o reproduc după gust. Și cum e majoritatea timpului? Nu-mi iese. Nu stai și momente în care ți-ese. Eu știi ce am făcut? Ia zice ceva, dar nu este exact. Eu știi ce am făcut în ultimul timp? O să pun o lăsă aici. Am început să mă uit pe YouTube la rețete românești. Băi, bune. Bă, unele mi ies. Mamă, dar unele și alea. N-au nicio treabă. Păi nu știu, uite, eu n-am mai, uite, sunt sincer, cu tine, eu n-am gătit niciodată să arti în boca la român. Da. E prima dată, deci tu ești primul meu test. Am dat. Nu, te iau ca tester. Da, dar am mai cam o pultă cu bai. Așa, da. Da. Da, și eu încerc, am făcut ultima oară, ce crezi că am făcut? Ciulama de pui. Bună aia. Păi nu, că eu am încercat să o fac, că nu mi-a reușit. Stai să zic. Și am dat eu cu făină, cu neomuneze, ce zici, fac și cu mămurile, știi? Am fiert pipotele, că am zis că o fac cu pipote, știi? Mi-a ieșit aproximativ nimic, că noaptea aia m-am aruncat-o cu totul la bune, nu mi-a putut de nervi. Bă, mă enervez dacă nu-mi iese, știi ce zic?
Dar până acum, lasă-mă să-i dau Vladimir ceva de făcut. Da, că da, el să plictisește dacă nu face ceva. Andreea! Da? O să am nevoie de un plate. Da. Și de Daphne Leaves, care sunt pe... Da. Da. Așa, perfect. Și după aia noi, cât face Vladimir, o să ia mamia asta. Da. Nu mai folosim ciocanul? Nu, ciocanul și asta trebuie bate, că nu mai am nevoie. O să vezi că o să fie ceva foarte interesant. De fapt, stai puțin, astea sunt cauze mici. Da, e cald, e foarte cald. Păi sunt și luminile astea. Lips. Suplet. Să iei ciocanul și puțin cu folie acolo. Vrei tai cu astea, că sunt prea lungi. Așa. Uite așa. Astea ne trebuie. Chiar din plăie. Să ia mamei astea? Deci, după ce am bătut carne, așa, poți să folosești frunze de salvie. Uh-huh. E mai aromată. Da, aromă, da. Noi în România folosim și frunze de salvie, dar noi, dar aici nu cred că găsesc, nici nu am căutat sincer să fiu. Uite, punem o bucată de carne așa, Vladi. Da? Da. Chiar. Punem un prosciutto deasupra. Deci câte bucăți de carne avem? Ia numărul. Cred că sunt 8, fii atent, așa din ochi. Da? Ia să vedem. Ia să așa. Poate punem niște prosciutto așa deasupra, știi? Se lipește pe carne. Câte sunt ăsta? 6. 6, da? Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fel ne ajunge și prosciutto. Mai punem un pic așa, dacă se acoperă tot. Ia uite, tată. Așa trebuie să faci. Deci facem o carne de astea și acoperăm de toți. Se lipește, punem o frunză de dafne. Dafne Leaves. După care... Veniți cu piece of me and then we put this. Nu știu dacă o să poți tu asta, dacă nu poți, le aranjezi și să fac eu, da? Da. S-ar putea să nu... Da, da, o să încerc. Uite așa. E? Și asta le pui pe tigaie sau cum? Asta, uite așa. Știi ceva? Nici nu mai puneți cobituri. Pentru că ele oricum stau lipite, da? Da. Uite așa. Ai făcut-o și ai pus-o aici. Următoarea la fel, da? Și eu acum vorbesc... Deci dacă e una mai mic, ce faci după? Și eu vorbesc cu Radu. Dacă e una mai mic, tot la fel. A, după aia o să le punem în tigaie, e un proces. Dar durează foarte mult timp, pentru că carnea de vită, dacă ai și bătut-o... Da, și subțire, se face imediat. Da, și carnea de vită știi că e foarte bună, mai crudă așa, mai... Da, da, da. Noi românii nu avem cultura carnei de vită. Adică dacă te duci în restaurant în România și comanzi o friptură de vită, nu prea seama la frântură de vită. Nu-i așa? Da, noi suntem cu porcul, cu astea. Hai să întreb, știi de ce nu mănâncă românii? Nu. Nu știi? Nu. Ia gândește-te. Ce mă găsă mică? Dar asta e cea mai mică piesă. Andreea, pus-i tu cuțitul ăsta. După asta? Poți să pui, da. Da, pui o piesă mică. Deci nu trebuie neapărat să acopere tot. Uite cum a făcut de mai rămâne așa, da? Dar asta e cea mai mică. Ia, ți-ai gândit? Chiar nu-mi dau seama de ce. Yeah. Bine, dacă stau să mă gândesc bine, majoritatea mâncărilor tradiționale în România sunt făcute cu porc. Da, dar de ce? Asta e ideea, nu știu baza, știi? Nu știu de unde pleacă baza, concepția, de ce un român mănâncă porc, chiar nu știu. Dar știi că noi, de exemplu, dacii sau... Da, dacii și înainte de popoarele migratoare și așa mai departe, locuitorii teritoriului de România mâncau foarte multă oaie, vită, porcul nu prea era pe la noi, să știi. Și cum a devenit popular? Păi să spun eu, știu și eu de la alții mai deșteptate, da, să știi. Da, 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 nu-i păcate că asta spune, n-am studiat. De la unul, de la altul. Așa. Vedea, ca să și cine se mai uite la noi, că uite, am întrebat chiar cu un bun prieten care în Franța are masterat și așa mai departe și foarte bun în istorie, dar nu și-a pus întrebarea asta. Da, da, da. Dar eu am aflat-o și eu de la altcineva mai deștept ca mine, persoană publică, bineînțeles, și... O dau și mai departe acum pentru cine ne urmărește pe noi. Ea câțiva, că noi nu avem milioane, o să avem mult. Da, dau un buton ăsta. Așa? Deci, din cauza turcilor. Turcii sunt popor de musulmani. Da. România a fost, țările române, principale de România, au fost o populație otomană timp de aproape 500 de ani. Da? Și turcul când venea, îi lua omului, țăranului român, ce-i lua? Oaia, vaca, nu mânca porc. Și lăsa porc. Și atunci românul goț, cum e românul goț? Da, ce să mai porc. Ia stai să mâncăm noi porc, să mai vină turcul să mai ia în mână. Da, 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 da. Veneau turcii mari. Deci acum ca să știi, ca să știi, ca să știi de ce... Nu, ce logică are, chiar are logică, știi? Asta e sigur, înțelegi? Da, da, da. Pentru că noi avem pământ să creștem oi și vite, dar nu ne-a ieșit acum, îți dai seama că ne-a ieșit din obișnuința. Acum, nu știu cum se lua, dar oamenii au început să mănânce mult mai multă vită și
portă, și mai decât înainte. Da, observat. Un supermarket îl găsești, dar mai e frumos. Înainte noi nu avem. La mine, la țară, nu se mănâncă oaie, frate. Români să nu mănânci oaie, adică e... Vita, se mănâncă și uite ce a început să se mănânce, ce am observat, când am fost în țară foarte mult. Da, da, chiar eu. Și dacă... What if these are too big and they... No matter. Dacă e too big, mai rup din ea și pui, uite, pe bucățica asta. E too big? Da, băi nu, că vorbim în engleză. Știi. Sunt obligat să vorbim. Dar el are accent foarte bun, are accent englezesc. Da, venit la 3 ani, am început să vorbească, la 2 ani a început să vorbească și la 3 ani a venit în Anglia. Am înțeles. Adică el a vorbit română cam un an. Bine, că noi încă vorbim... Where are the leaves? Noi încă vorbim... Leaves. Leaves? Gata. Mamă, gata. Și acum... Deci, fii zici că ai venit... Andrei, nu știu dacă se poate asta, nu? Fii vor să la... Da. Dacă nu, mă descurc. Da, ok. Deci, am rămas la hotel. Da, am stat 4 ani acolo, după 4 ani am plecat... Poți zici mai tare un pic, da. După 4 ani am plecat în Crăuli, m-am mutat cu prietena mea în Crăuli. Aici, unde suntem acum, noi suntem în Crăuli. Da, da, da. Am luat o casă, am început să gătim, mi-am schimbat și job-ul, n-am mai lucrat acolo, am aplicat la Aurora Hotel. Sper că da. Știi, în centru ca da, 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 hotel de 4 stele. Da, e un lanț, mai da. E ok dacă fac așa? E foarte bine, dar pui o jumătate de frunze pe aia fiind mică. Scuze, continuu. Da, și am început să lucrez acolo. A fost ok și acolo. Puțin mai mult stres, erau și mai diferit, dar eu făceam treaba, n-am avut treabă cu ei niciodată. Și a venit pandemia. S-a închis hotelul, ne-am băgat în furloc. Eu în timpul ăsta mi-am găsit un alt loc de muncă la Monitor până aeroport. Ăla mi s-a părut foarte interesant. Eram la schimb valutar. Știi Monitor până la aeroport? Da. Eram frumos la costum, mergeam de treaba mea, foarte frumos. Am fost în training 3 zile. Am început, am luat training-ul și știi cât am stat la muncă? 4 ore. De ce? S-a închis aeroportul. Bă, zic, maa, așa mi-e norocul meu, știi? Zic, ce fac acum? Păi tu sunt și furlocul de la Aurora, că luasem locul ăsta de muncă aici. Zic, mamă, ce fac? M-am angajat la Tesco, ce crezi că făceam la Tesco? Eram la Click and Collect. Știi Click and Collect-ul? Da. Da. Și eram în soare atunci, nu știu cum am prins eu, că parcă m-am angajat exact când am fost la mare căldură din Anglia. Da. A fost, anul trecut? Da. Și mi-am pus o bestă de aia. Chiar a fost? Da, frate. Și stai acolo, mamă, eram... Deci fii atent, mi se făcuse capul roșu. Mâinile roșii, știi, de la soare. Și când mă întrebam cum să fac un duș, știi că eram așa, alb roșu, știi ce zic? Da, am stat și acolo o săptămână, două, dar între timp a început să aplic. Păi indeed, la fel ce fel de...
Eu asta nu mi-e vești. Pe când Radu, nu, dar uite, dacă stai să faci o comparație, hai să dau un exemplu, într-adevăr, în Anglia nu, dar uite, dar Radu, în poloneză se traduce Radek, știi? Radek înseamnă Radu, știi? Uh-huh. Adică sunt tot împrumutate, nu pot să spui. Dar sunt din partea noastră de lume, din Balcan. Da, da, da. Ăsta, Radu, spun că e un nume foarte da. Balcanic. Uh-huh. Așa, deci acum tu ai ajuns la actual loc de muncă. Eu am ajuns la Tigaie. Fiecare ajuns într-o parte. Deci fii atent, Andreea, dacă vrei să mă duc să încingi Tigaia. Da. Așa, deci acum încingem am pus o lingură de unt. Da? Avem carnea pe care a pregătit-o mai devreme Vladimir. Da? O dăm prin făină. Asta e un fel de șnițel italian, ca să zic așa, dar cu sus. Se dă prin făină, imediat o arăt la cameră. Uite așa arată. Vezi? Nu trebuie un exces de făină, doar un pic. Și foarte important, o punem cu prosciutto în jos la prăjit. Pe tigaia foarte încinsă. Dacă scurie, e ok. La fel cu celelalte piese. Nu uitați prosciutto în jos. Pentru că o să-l ajute să se lipească de carne și va rămâne așa. Uite așa. Nu le înghesim, prăjim de două ori. Cel mai simplu, da? Să băgăm una micuță. Uite așa. Eu vreau făină. Arată foarte bine astea. Așa, am uitat cel mai important lucru. Dar e normal să se întâmple așa. Am uitat să serăm. Știi că sare dacă pui prea multă, cornelul știi că sare dacă pui prea multă, n-ai ce să-i mai faci. Dacă nu pui, mai pui după aia, sarea se lipește oricum. Da. Pune aici niște vită. Ăsta a colorat. Uite, vezi, este roșu, galben și așa mai departe. Așa, miroase foarte bine deja. Focul neapărat la maxim. Trebuie ținut la maxim focul. Le prăjim, după ce le prăjim, o să le scot și o să le pun pe o farfurie și cu folie de aluminiu, ca să stea cât de cât calde, da? Ok, ne vedem imediat cu prepararea sosului. Așa, deci le-am prăjit la foc maxim. Le-am făcut la foc maxim. Așa cum vă spuneam mai devreme, vita nu trebuie făcută până ajunge biscuit. 5-10 minute. Uitați, aici am pus folia de aluminiu, asta e preîncălzită, aici o să opresc acum, că deja e foarte fierbinte. Le luăm, cam așa trebuie să arate. Da? Ok? Așa. Le ținem acoperite. Și acum pregătim sosul. Mi-e place să spun, o să dezinfectez tigaia cu 30 de... Nu, lasă camera acolo, te rog. O să dezinfectez tigaia cu 30 de mililitri de vin alb. Ia uite. Ok. Dăm focul un pic mai încet. Așa. Bine. Așa. Lăsăm să se evapore un pic. Aici niște supă de pui. Eu folosesc din asta din comerț, dar poți folosi supă făcută de acasă, o supă de pui strecurată. O punem cam 150 de ml la poziția pe care am 200 de ml, să zicem. O punem aici peste vin. Da? După care o să mai adăugăm o lingură de unt și le lăsăm pe toate să fiarbă la foc
mic. Asta încă spune aici că am o... Ce bine miroase? Așa. Vom fierbe tot sosul ăsta. Pentru că aici a rămas și zeama aia de la carne, cu vinul, cu untul, da? Fierbem tot sosul. O să mai adăugăm la sfârșit, nu o să mai stau acum pentru că o să dureze. O să adaug la sfârșit un pic de suc de lămâie, cam, să zic așa, 10 ml de suc de lămâie sau o lămâie stoarsă. Așa și cam asta e, îl lăsăm să se îngroașe. O să vedeți că după ce adăuga sucul de lămâie se va îngroșa și mai mult. Și cam asta e sosul. La sfârșit punem prosciutto în farfurie, dar o să revenim cu filmarea. Ok? Ok? Deci sosul e gata, ne dăm seama că e destul de gros când, bine, când trage așa cu lingura, rămâne o, vezi? Uh-huh. Rămâne ceva în spate, rămâne o dură. Deci atunci sosul este destul de gros, am pus și sucul de lămâie așa cum am zis. Poți să pui și un pic de făină, eu nu o să pun făină, că nu-mi place cu făină. Rentașurile astea nu sunt foarte sănătoase, oricum supa mea de pui a fost destul de consistentă, destul de, groasă, ca să zic așa. Apoi luăm, asta este Vita, făcută mai devreme. O așezăm pe farfurie. Îi tragem vreo 2-3 linguri de sosuleț. Da? Uite așa trebuie să arate. Uite-o. Așa arată. Asta este saltimboca a la romana făcută de mine. Dar arătat arată bine, sperăm să și guste bine. Poți să o servești cu un pic de cu piure, cartofi natur sau spanac sauté sau ceva, legume sauté. Noi o să punem proaia niște mashed potato, niște piure lângă ea și facem o poză la sfârșit cu tot ce a ieșit și să și gustăm, să vedem cum e, da? Ok. Ce Vladi, ce are el acolo? Ce mă joc eu? Da. Eu mă joc cu un popet. O să-i fiși unul din pătă. I am using a puppet. I have two different ones. And it's a fidget toy that it has bubbles on it and you can just pop them. And yeah. A nice one. Yeah. This is a plastic one, isn't it? Yeah, it's really plastic. This one's a circle. Mm-hmm. This one's a Minecraft skin. Yeah. Uite Radu. Ia să-mi zici. Ți-am pus mai mult piure, că dacă nu te saturi de carne, măcar te saturi de piure. Dar mai vrei mai țin. Dar și asta e să aduci cu țin. Time to eat. Time to eat, of course. Aduc mai ales cuțitașe. De nebunie, da? Da. Nu știu, asta este la prima încercare de sal din boca. Așa, să-ți arăcă și puțin. Andreea, poți să vii și tu la masă sau nu? O să vin și eu, da. Dar vă vreți mai acolo să vin. Da, știi, trebuie să pun eu astea. Și acolo trebuie să continuăm și noi vorbim. Băi, nebunie, mă? Cum ai ieșit? E nebunie, ce trebuie? O pune? Da, frate. O pune. Sau o zici așa pentru cabel? Nu, cu multă mână mare, da. O să vezi ce mai rămâne din parfurie atunci. Așa. Eu demonstrez prin... Eu demonstrez prin fapte, frate. Mă clavi? Cum? Ce-a venit? Dar de ce ai făcut sosul ăsta? Asta trebuie să întrebăm bucătarul, că nu mai el știe. Trebuie să te uiți la emisiune. Trebuie să te uiți la show. E cu... tot felul de... chestii astea. Perfect.
Deci, nu știu, tot a fost tot la treaba cu noroc. This is my life. It's our life. Asta e farfuria mea. Aia ta? Nu contează, poți să-i după asta. Nu contează. Dacă te dai tu mai încoa, poți să te și mami acolo. Așa. O să mai fac niște pizza. Începe și în casă, o să vin și ea. Acum o să mâncăm un pic. Putem să luăm pauză sau vorbim în timp ce mâncăm? Nu mă deranjează. Da? Ok. Vedeți că are oase. Păi da, că e de la dauri. Oase și piele. Apă dulce, nu? Da. Da. Are oase să nu mânecați cu oasele. Băi, acum știi care e chestia? Depinde la calea de vită. Frăgezimea ei nu ține de bucătar, neapărat. Are ce gust. E lipa de gustul. Mhm. Ai ideea, știi? Data viitoare ce facem? Ai vreo idee? Bă, mie ideile îmi vin pe moment. Eu m-am gândit să fac asta azi dimineață. Ceea ce mai important în viață, frate, e spontanitatea, știi? Da. Apropo de asta, știi că ți-am zis, bă, nu regizăm nimic, facem totul... Așa cum zice. Spontan, frate, la moment, da. Păi, da. Ai văzut că nu numai mandriștii improvizează? Da, am găsit toșul. Da? Ai văzut? Da. De ce vorbim? Bă, problema e că... Ai văzut la mare și la spinării. Deci, fii atent, lumea mea m-a întrebat că de ce fac asta. Păi, hai să spun eu de ce. Nu poți să scoți. Că... Ne-a sută la... Am mai spus-o. Nu. Ați nu sunt de Preșu sau Liceanu la emisiunea asta sau... Da. Ion Aurelian Păt. Dar știi care e problema? În primul rând nu faci pentru tine. În primul rând nu faci pentru tine ca să te simți bine. În momentul în care tu începi să te simți bine, restul încep să vină de la sine, crede-mă. O fac pentru... Tu ai spus povestea ta. Cum ai trecut prin niște pași, cum ai ajuns aici, cum? Da. Poți să fii un model pentru unul care nu știu. Lumea află informații de aici. Păi de-aia aflat și de ce mâncăm carne de porc. Da. Am ai înțeles? Nu are nimic, nu are nimic asta. Okay. Știi că e o experiență de viață. Ia și loc și... E experiență de viață, dar la un moment dat, peste timp, peste ani de zile, nu am știut. Da. Te gândești cu plăcere, dar ți-a duce aminte, știi? Cum am trecut prin asta, prin asta, prin asta, prin asta, știi? Dar ceva de București nu e sprijinul? Păi eu sunt crescut, născut în București, în Colentina, Tiru Doamnei. Am jucat și fotbal 12 ani de zile. Ai jucat fotbal unde? Da, am jucat la Pajura, la Sisul 1 Pajura. Da, am fost plecat. Deci ai făcut de performanță? Da, frate, am fost plecat în turnee în Austria, în Anglia, în Spania, în Franța. Te vorbim cu cineva? Chiar dacă nu mai trebuie cu fizicul meu. Am fost în grupă cu Adi Popa, dacă știi. Da? Da. Unde jocam? La Princeni? Acum e la Princeni, la avem fost în Redic, am fost și la meciuri, mi-a dat bilete la ei la meciuri. A jucat la Redic, știi? Da, ajunsese la Națională Adi Popa. Mhm. A ajuns la Națională, de la Steaua, când erau ei acolo cu... Am văzut pe aia și tot. Știi? Da. Era echipa aia. There's a lot of pepper in it, no? I can taste it. You like it? Da, bun. Hai, da-ți pe mine. Da. Mă știi că abia s-a vorbeam cu el, am plecat la dublu cu avionul spre Anglia, în același avion. Și m-a întrebat, am stat cu el, știi? Și m-a întrebat câte cu salarii. Zic, eu câștig undeva la 1.200 pe loc. 40.000 pe loc, dai seama? Unde? La Reading. Ah, la Reading. Puteți să mă 40.000 pe loc? Și el e prost plătit cu 40.000 de euro. Dai seama, nu e foc. 40.000. Și în condițiile în care primele șantelul n-a plătit taxe, că merge exact la sistemul nostru, știi? Nu, e așa că... Bine. Scuze. E adevărat, adică că România People mănâncă pâine cu orice? Chiar cu orice. Nu-ți place așa? Da. E o piesă asta. Mhm. Tu chiar nu l-ai fost crescut? La Grici. La Grici, ca aproape de Poeti. Da. Da. Aproape de Târgoviște, nu? Da.
Am și eu țara la Pietrușica, la Vișni. E frumos acolo. Frumos tare de tot. Mai ai pământul, ceva acolo? 2 hectare, nu sunt de. Ai de astea la drum, dar... 2 hectare de pământ. Dar ai pământ de casă, ceva? Da, l-am dat sus, știi? Și al tău sau? Al meu, da. Am luat toată. Casă nu mai ai? N-am pământ. Da, e singura părinte. Păi, ce cauți că l-am eu? Casa, că nu pot să zic că sunt un bogat. Nu e mare teren să zici că... Păi nu e, dar aia bucurești că ai casa prin casă în București? Apartamentul ăla? Nu? Da, am un apartament în care l-am pus la închiriat. Și în București mai stă cineva, mă? Tata. Un frățian. Și mai câtă? Am mărit. Hei! Da, da, da. Mm-hmm. Dar am văzut niște poze cu bunica de-a tata. Da, bunica mea, e partea lui tata. Mm-hmm. Ea m-a crescut. De când sunt prin cipă, da. Te-ai uitat la poza când, da. Când am fost în care am făcut o poză cu ea. Bine, ea m-a crescut. A avut cea mai mare... Da, ea a fost cea care m-a crescut. În principal cel mai mult, dar bine, asta nu înseamnă că mama cu tata nu m-au ajutat să vin de genul, știi? Dar, da, cu el asta. Da. Mai și... Și ai fost colegul Alipopa, nu? Da. Păi el a plecat de la Straja, dar cum s-a zonat? El a început junioratul la noi, cu prima oară Ruibi. După aia a început, s-a mutat de la Ruibi, de la metrul Rex, a venit la noi la Pajura, pe la 13 ani. Avea viteză omul, știi, avea o viteză. Da, da, am văzut, pe dar el astea, dar da, frânele alea, nu prea avea frâne. Nu mai avea. Nu prea avea tehnică, dar și-a format un timp, știi? Te gândești că aveam meciuri, păi n-aveai cum, că îți pleca din poartă până în poartă cu mintea la picior, pe viteză, știi? Da, dar știi ce mai a remarcat eu la el? Avea viteză, într-adevăr, când ajunsesc la Naționale, dar n-avea frâne. Adică vorbesc serios că n-avea frâne. Nu îndeplineai o tehnică foarte bună. Ai văzut cum se oprea cu mâinile pe lângă corp? Da, avea și momente care trebuie. Dar un jucător bun, da. Uite, a făcut zile negre pe care acum la ultimul meci. Ai văzut? Da. Ce tare de gol și da. Un gol după aia. Da. Iau un fost stelist? Ești stelist? Da. Da, băi. Pe ce stelist a fost la stelist? A, mici cu scaunul. Da, mă, ușor a trebuit Hales pe aia. Mai e lătăruși și a făcut. Păi nu, a dat afară, e oprit acum la CSR. Bă, dar ce știu că Zbaris a fost și oprit. Bunic el, să știi. Da? Nu mai încerc să știu. Când a aruncat tricoul? Frate, s-a dus la Spaniol, a dat gol tot așa, s-a dus la tribuna, a aruncat tricoul după el, l-a aruncat bine, știi? Aia s-au plecat după tricou și au căzut tot. S-a dus tribuna, da. A făcut-o din prima, adică nu stătea bun. Și ne-a văzut prima poveste primul, de la o prinsă ăștia, în Mexic, Lona Cardul. Da, bă. Da, bă, frate, să vezi. Dar e ăla cu bloc, nu te spun tu. Da, frate. Nu? Da, nu știu, că l-am întrebat. Te-ar plăcea să locuiești într-o bognote și l-a zis dacă e spațios, dar... Îți dai seama? Da, nu-mi vreau să poți. Și maș? Și-a mai fost în grupă, nu știu dacă și după Zuluf? Nu știu. Zuluf? A prins și el, din ce nu a fost pe la Dinamo un pic. Nu, ce-a pasă. Și acum nu știu dacă ești. E soțul lui Sărgeana Buroianu. Nu știu. Sărgeana Buroianu, știi? Da. O să vin și după. Da, o știu. Că ai buzele mari. Nu? Da. Bine, că toate au buzele mari. Da, că ai buzele mari. Nu n-ai avea buzele mari, da? Ce părere de chestia asta cu operații estetice? Nu, da, frate, mă rog. Nu? Să te lași cu teapă în pâine, nu e greu. Bine, asta nu înseamnă că nu poți să spui un silicon sau nu poți să spui un silicon. Capul conține, știi? N-ai văzut că... Suntem acum încredire la un filmuleț postat pe internet cu una care susținea chestia asta cu plasticul și la nu plasticul. Plasticul, aruncarea plasticului, încerca protejarea plasticului în condițiile în care în condițiile în care ea era plasticată total la internet, era nu plastic, dar era făcut la plastic. Făceau un, mă rog, făceau un mișto de ea pe Facebook, e bune. Sunt spui cum plasticul,
Băi, să rămâna pe frumoasă foarte bun, mulțumesc frumos. Să rămâna, doamnă, mulțumesc. Cum ți-a plăcut? Bună. Numărul 1. Are cum mai recomandat ca bucăta? Cea mai mare încredere. Ceva negativ? Spune și lucruri negative. Nu am ce să zic. Textura cărnii un pic cam tare, zic. Nu, poate așa e jută, e greu. Poate că ar trebui să folosesc altă carne, da? E adevărat, dar vita e... Deci căpăți ok. Uite cum se pune foarte frumos. Ok. Am reținut. Și dacă nu mai servești, poate să ia Andreea, poate să ia. Deci știi că e greșit spus să nu mai servești. Da? De ce? Spus că nu mai consumi. Păi mâncarea nu servești. Servitul e practic... Când servești la masă. Când servești la masă. Tu nu servești. Da, da, da. Înțelegi ce zic? Da, sunt. Vă mulțumesc frumos, mă. Ce-ai vrut să nu dă-te ei, dar nu. Mă trebuie și cu linite și cu... Așa, ce mai spui, ia? Ce vrei tu? Hai că ți-am făcut reclamă că vine cineva care vorbește, care face, care... Spune că zic să zic și eu primul an în fața camerei, știi? De obicei mă răspășor mai mult, știi? Știu, 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 da, da. N-ai fost tot atât de natural cum te cunosc eu. Da, am fost, nu sunt eu natural, dar asta vine cu timpul, știi? Vine cu timpul. Data viitoare? Data viitoare, mă, ce ai? Dezbatem ceva mai... Dezbatem ce vrei tu. Dezbatem, bate, bate ce vorbim? Despre femei, despre familie, despre ce vrei tu. Religie. Dar chiar care ar fi așa un subiect care ți-a plăcea ție? Dar poate mult să dezbat sportul primul. Sportul, să faci? Da, da, îmi place. Și știi? Știu. Joci la pariuri. Bine, Bogdanu, pariuri, dar știi cum joc eu? Eu joc cu cotă de 2. Dar ce ar fi să facem o predicție din asta de pariuri? Am putea să știi. Hă? O dată pe săptămână. Că uiți ceva. Hă? Uite, de exemplu, hai să vă facem. Din seara știi ce meciuri sunt niciodată? Să dai niște predicții? Să mă da. Ce recomand eu cel mai primul? Recomand ceva pentru... Recomand Wise Prediction, așa se numește aplicația, Wise Prediction. Dar nu știu dacă putem să o dăm. Putem alea? Să punem și dacă nu... A, da, o dăm. Așa. Da, Wise Prediction se numește aplicația, eu plătesc 10 pounds pe lună. A, e cu plată. Da, e cu plată, dar se merge, eu am câștigat de multe ori cu ea. Și uite. Și îți dă direct... Să-ți dau un exemplu, ei îți dau pentru azi 20 de meciuri, da? Și uite cum se le dă. Uite, ai meciul ăsta, Atalanta United cu Montreal Impact, da? Ai 28% că bate Atalanta United. Eu așa joc. 39,9x, 32,6 pe 2, under 2,5, 52,9 și over 2,5. Deci mai bine să joci under. Under sau cum să faci altă combinație mai la siguranță, ia fi atent, X2, 71,5%. Deci clar, bate Montreal sau face... Sau face, dar nu trebuie să fie neapărat asta. Eu, de exemplu, mi-am 2-3 meciuri aici, după aia mă duc în SofaScore. Așa, în altă aplicație? În altă aplicație, să văd dacă cumva echipa respectivă are un accidentat sau ceva, să văd că, știi? Adică trebuie să le joci calculat, știi? Nu cum fac ăștia, că toți se duc la pariuri, bagă un leu, 2 lei, o, ai văzut ce ziare să fac? Da. E când masa asta, la o acoperă, nu-i mai știu. Mă, asta eu am câștigat așa. Da, frate, dar câștigi odată în viață. Să nu faceți sponsori. Da. Da, nu facem. Așa, păi de odată, dar hai să mai spun o chestie. Fii atent ce mă gândeam să fac. O să te arăt? Da. Unde vreau să ajung. Ia fii atent. Să-mi dau un exemplu în ce costă, poți nu? Costă de da? Poți doi. E toată e doar 100 de lei. Da. Asta e o dată, da? Ai 200. Da. După aia, joci pe cotă 2. Asta e a doua, da? Deci se face așa mai rău. Până la 7. Cotă 2. Prin 7 la rând, vezi ce înseamnă. Asta e a doua. 3. 4. 5. 6. 7. Dacă tu prin 7 cote de 2 la rând... 100 vrei, nu? 100 vrei, mai 100 pierzi. Dacă te mai îndur de când ai 6, nici ceva, să-i mai bagi încă dat. Bine. Când scoți la 6 atunci. Că nu mai zic că dacă prind loc. Știi ce? Că l-am făcut cu o liră să încerc și am numerit 7. Băi, nu. Pe cuvântul meu, cotă plătirea, cotă plătirea, ce înseamnă? Nu înseamnă multe meci. Dacă tu analizezi cota respectivă de 2, ai înțeles? Și eu dau analizezi, nu te uiți să o analizezi, știi? Ce înseamnă cotă de 2? Două meciuri. Două meciuri, două cote, de una de 1,50, una de 1,40. Știi? Ce ai? Vlad, tu nu știi despre ce vorbim aici. Asta îmi place cu no, că nu e bine să înveți, e minor. Îți place, Vlad, din un sport? Ce sport îți place? Basket. Basket? Și gimnastică. Și gimnastică. Eu sunt mort în ghete la... E poate gimnastică. Gimnastică? Prea bună.
Șah îmi place să joc. Știi să juc așa? Da. Mamă, ce-mi place. Pe data viitoare te fac un șah la bucur. Jucă, practic, da? Jucăm șah. Ești pregătit pentru mine? Da. Vezi că... Am fost foarte pregătit. Da? Asta nu te ești bine cu șah. Am fost foarte bun, da. Jucăm, jucăm, jucăm. Nu prea m-am jucat așa, nu prea m-am avut atât de sens. Știi ce mai juc? Mă juc tenis de câmp. Cu paleta de aici. Sunt foarte bun la tenis de masă, tenis de câmp nu. Dar la tenis de masă sunt chinez. Da. Pe aceste fiind spuse, Andreea, eu cred că... Dacă încă să mai... Da, chiar, hai, ia, hai să te fac acolo, că nu a venit în țară. Uite, te lasă, îți dau avantajul ca tu să alegi și în minutul nu joc. Nu. Stai, mai cum e cum să alegi. Îți dai cu ăla de lemn acum? Acum ce vrei, e de gâscă, că nu-i poate o românească, dar stai. Eu am ales, vezi ce făcea pătăiul doamne la mine. Ăsta e alu, așa te făcea. Da, fac așa ce făcea pătăiul doamne la mine. Eu când am fost și am luat, ai văzut când e botezul? Și dă tava aia așa? Eu stau la valet de lemn. Da. Și mi-am fost aminte acum, da, am fost ca un deja vu, știi ce zic? Pe bune. Nu, no, glumesc, mă deamă. Dar tu nu mai glumesc, mă deamă. Așa e învingătorul tău cu Vladi. A, pe care mi-am zis, adică eu. Să-ți... A, tu știi ceva, tu știi ceva, dar la fiat... Ai de capul meu, pe tine auzi, a, știi cum se-mi promesc, mă? Uite cu unghii așa, la mine la seara dădea un dinț, mai era un singur dinț avea și nu l-am dădea. Da. Știi? Deci, uite, trebuie să sune ca sticla, așa, subțire ca sticla, ca cristalul, și ăla e tare. Dacă sune dogit așa, o unul e tare. Da, asta mă, pe poți să n-ai nicio șansă. Ia, stai. Hai. Câți ani ai? 31. Se mai mare, eu trebuie să dau. Hai. Hristos a înviat? Adevărat a înviat. Ione... Dar ce fac noi? Păi mine, ha? Invest acum. Ce invest? Nu există invest. Nu mai există invest, hai să jucăm și invest. Nu există. Hai să jucăm și invest. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Am luat mare pedă, tot ai. Asta e? Hai să jucăm și pe aia. Vladi, vrei să dai? Da. Ia să vedem. Bun. Hristos a înviat? Adevărat a înviat. O, tare, ai avut cum s-a auzit? Mama, știi tu ceva, două ăla, lasă-mă de geabă. Ai tu ceva. Pentru invitați. Dar și cum am acum. Ai tu ceva, ai zis să bag culoarea asta, că e mai puțică așa, că știu eu de că e tare, că oricum mai ia la legal de culoare. Care e câștigătorul? Care? Galberul. Tu, da. Tu ai câștigat? Da. Câștigătorul la masă, da? Da. Nu m-a spus la chestia parte deja. Gata. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Păi da, s-a stricat. Lasă acum, ce câte, s-a stricat. Câte ouă pot spune? Stai că știi că stau. Deci acestea fiind spuse, am gătit astăzi saltimboca la Romana împreună cu Ion Radu Cornel, cu Vladimir și Andreea. Și eu și eu. Sper că vă ați prins rețeta. Sper că ați prins ceea ce e mai important, ceea ce a spus Ion aici, pentru că el are o experiență de viață mare, așa cum a povestit și cu venitul în Anglia și cu viața de cartier din București și așa mai departe. Ion, îți mulțumesc că ai venit. Sper să mai vii și altă dată. Mare plăcere. Data viitoare vorbim. Vorbim și de sport, vorbim și de ce ai zis că îți mai place. De pescuit îți place? Nu. Mamă, nu-mi place deloc. Nici mie. Deci nu o să vorbim de pescuit. Tata îi place mult de tot. Așa. Da, și sper că o să încercați să gătiți saltimboca. E foarte bun. Ion e aici martor. Da, foarte bun. Recomand cu încredere. Așa. Și ce să mai, ne vedem data viitoare cu un nou episod. Până atunci, toate cele bune. Mai bine. Mai bine și Doamne ajută la toată lumea. La revedere. Bye. Bye. Will you kiss me? Will you love me tonight? Are you planning to hold me tight? Are you planning to love me tonight? Joy.